Salutare, prieteni! Astăzi vom vorbi despre Ziua Copilului. Prima sărbătoare dedicată copiilor a fost în luna iunie a anului 1857. La început s-a numit Ziua Trandafirului, apoi Ziua Florilor și mai târziu Ziua Copilului. Ziua Internațională a Copilului a fost proclamată pentru prima dată la Geneva, în timpul Conferinței Mondiale pentru Bunăstarea Copilului în anul 1925. Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite, UNICEF, a fost creat de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1946. În 1949 a fost stabilită data de 1 iunie ca Ziua Internațională pentru Protejarea Copilului. În 1959, Organizația Națiunilor Unite a adoptat Declarația Drepturilor Copilului. La data de 20 noiembrie 1989 s-a adoptat Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. Ziua Copilului este sărbătorită la date diferite în lume. Unele țări o serbează la data de 20 noiembrie, cele mai multe țări o serbează pe 1 iunie. Ziua Copilului este o ocazie în plus pentru ca părinții și copiii să petreacă mai mult timp împreună, ca părinții să le ofere copiilor dragostea, afecțiunea și atenția de care copiii au nevoie pentru o dezvoltare emoțională sănătoasă. Dar care sunt drepturile copilului? Copiii au dreptul la egalitate, indiferent de rasă, etnie, religie sau sex, viață, supraviețuire și dezvoltare, nume, cetățenie, naționalitate, identitate, familie, dreptul de a-și cunoaște ambii părinți, exprimarea opiniei, propria cultură sau religie, libertate de asociere și întrunire pașnică, protejarea intimității, acces la informații, egalitate de șanse pentru copiii cu dizabilități, sănătate, apă, hrană, îngrijire medicală. În țara noastră, îngrijirea medicală pentru copii este gratuită. Hrană, îmbrăcăminte și locuință, educație și informare, joc, activități recreative și odihnă, protecție împotriva abuzurilor și exploatării. Să aveți o zi a copilului fericită, fie că sunteți mici sau mari! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!